Domnul nostru vine și până când vine, noi vom predica Evanghelia, vom cânta spre slava Lui. Am să citesc din Cartea Faptelor Apostolilor, versetul 13 din capitolul 13. Fapte 13, 13. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos, și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Încet, încet, parcă pe nesimțite, în Cartea Faptelor Apostolilor pe care o studiem, Evanghelistul Luca, cel care a scris cartea, a introdus în întreaga istorisire un nume nou. O persoană despre care noi cunoaștem pentru că citim Evanghelia scrisă de el și numele acesta este Ioan Marcu. Un tânăr care se aseamănă așa de mult cu fiecare din noi, un tânăr în care m-am văzut și mă văd și eu Uh, unul din al cărui viață putem să învățăm. Nu cred că este bine ca să studiem Cartea Faptelor fără să spunem câteva lucruri despre omul acesta și mi s-a părut interesant faptul că fratele Paul a vorbit puțin despre a, a renunța la, la lucrare, la slujire și faptul că a vorbit despre Timotei, iar eu în această dimineață vorbesc despre Ioan, Marcu, Um, L-am surprins aici și îl surprinde Evanghelistul Luca și aș vrea să nu cumva să cădeți în plasa faptului că este fapte 13 cu 13. În numele acesta 13 și 13 nu are nimic de a face cu ceea ce știm noi despre 13. Însă, iată că în acest verset uh, ni se spune un, un detaliu, un amănunt despre Ioan Marcu. Apostolul Pavel și Barnaba au plecat în, în misiune. Este prim, vorba de prima misiune, prima călătorie misionară. Iar acum, la începutul misiunii, deoarece au trecut doar peste Cipru, Ioan Marcu pleacă acasă. Titlul predicii mele din această dimineață este: Când renunț la misiune, când renunț la misiune, pentru că vedem. Marco renunță la misiune, Marco renunță la slujire, Marcu renunță la implicare și um, de multe ori ne vedem și noi în această postură, suntem gata să renunțăm, suntem gata să give up um, și de multe ori o facem prematur, o facem poate fără să uh, cântărim bine uh, ceea ce se întâmplă și care sunt consecințele. Aș vrea să ne uităm din nou la hartă, haideți să ne mai uităm din nou la hartă. Prima călătorie misionară, Pavel și cu Barnaba, însoțiți de Marcu, pleacă din Antioch în Cipru, predică Evanghelia aici la Pafos, proconsulul Sergius Paulus este convertit, Elimas, este orbit, limba zvrăjitorul, am vorbit duminica trecută, iar acum, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 13 pe care l-am citit, au plecat cu corabia împreună și au ajuns la Perga, au ajuns în Asia Mică, au ajuns în Pamfilia. iar aici, despre ceea ce s-a întâmplat la Perga, atât ne spune Luca doar Ioan, Marcu, s-a întors la Ierusalim. Interesant, ei au plecat din Antiohia, Ioan, Marco nu se întoarce în Antioh, Ioan Marcu se întoarce la Ierusalim pentru că acolo era casa lui. Aș vrea să vorbim deci, despre Ioan Marcu când renunț la misiune și aș vrea să uh, vorbim puțin despre privilegiul deosebit al lui Marcu, despre privilegiul deosebit al lui Marcu. Din Fapte 12 cu 12, ni se spune, în Fapte 12 cu 12, un verset pe care îl știm așa de bine, și anume, după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, iar este vorba de Petru, când a ieșit din închisoare, când a fost uh, izbăvit din închisoare, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Este prima mențiune a lui Ioan Marcu în, în Cartea Faptelor Apostolilor. Și -aș vrea să ne uităm puțin la privilegiul deosebit al acestui om, al acestui tânăr. Și dacă ești tânăr în această dimineață, think about the, the, special privilege that you have since you're sitting here. Let's look at it. O familie credincioasă și binecuvântată. Este primul privilegiu pe care îl văd aici în cuvântul lui Dumnezeu al lui Marcu. S-a născut într-o familie credincioasă și, și binecuvântată. Nu știm nimic despre tatăl lui, cine știe, poate a, a murit, dar știm cu siguranță că mama lui era creștină. Ba mai mult, biserica din Ierusalim, sau o parte din biserica din Ierusalim, se întâlnea în casa ei. Vă dați seama? Băiatul acesta a crescut, având o mamă credincioasă, băiatul acesta a crescut cu ser de rugăciune la el în casă. Omul acesta a avut un, prilegi, un privilegiu deosebit. Probabil că era și el acolo la rugăciune, aceea din seara aceea când uh, se rugau cu toții și a venit Petru și-a bătut la, la ușă și-a ieșit roda, să-i deschidă. Văd cum între tineri există tendința aceasta de a ignora acest privilegiu. If you were born in a Christian family, it's a privilege for you. Because you got to know Jesus. Your parents taught you about Jesus. Părinții tăi te-au te învățat despre Domnul Iisus Hristos. Însă mi se pare mie că une, unor tineri parcă li se pare o povară că s-au născut în familie de credincioși. Too many rules and regulations. This is how they, they they translated, you know? Și de cele mai multe ori trebuie să ajungă mari, trebuie să crească mari, trebuie să ajungă și ei părinți ca să-și dea seama cât de mare privilegiu a fost că s-au născut într-o familie de credincioși. Și de obicei își dau seama la înmormântare. La înmormântare au câte un speech și spune, My dad was a great dad. My mom was a great mom. Mai nou și văd ei foarte bine când și la evenimente deosebite, cum ar fi aniversări. M-am bucurat așa de mult și am fost impresionat. Nu de mult, cu câteva săptămâni în urmă am fost la aniversarea 50 de ani de la Căsătoria fratelui Florin cu sora Veta și a fost așa de frumos să vezi pe fiecare copil la lor, care și ei la rândul lor sunt părinți, să spună lucruri pe care poate de multe ori le trecem cu vederea. L-am văzut pe tata și pe mama rugându-se pentru mine, am văzut în, în casa noastră, am văzut pe Domnul Iisus Hristos lucrând în casa noastră. Este un privilegiu extraordinar pe care poate acum nu-l vezi că ești prea tânăr, dar vreau să spun, dragul meu, într-o zi o să-l vezi, într-o zi o să apreciez lucrul acesta. Și nu aștepta să apreciez lucrul acesta numai la înmormântare. Apreciază lucrul acesta. And value, treasure this, right now. Este un privilegiu extraordinar. Familia aceasta a fost o familie credincioasă, dar și binecuvântată, să știți, era o familie înstărită. Zice, erau într-o casă unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că Maria avea o casă mare. Probabil într-o într -o zonă, într-un neighborhood bun al Ierusalimului. Era o familie binecuvântată și din punct de vedere material. Nu ni se spune că erau bogați, dar erau binecuvântați și au pus casa la dispoziție. Apropo, nu uitați, Maria avea și o slușnică, avea pe Roda, pe Rodica, nu? Era o femeie care avea tot ceea ce îi trebuia și Marco a crescut având toate condițiile spirituale și materiale. Fac iarăși o aplicație la, la starea noastră, la, 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 situația noastră. Nu uita că te-ai născut în America. Nu uita că dacă trăiești în America, faci parte din cei 1%, 1% din populația lumii care sunt binecuvântați și din punct de vedere material. Nu uita că părinții tăi au venit aici și poate dacă nu te-ai născut în, în România, te-ai născut în America pentru că ei au venit aici, că puteau să rămână în România și să nu fie așa de binecuvântat nici din punct de vedere material. Să nu ai all the gadgets that you have and that cool car that you have, yes? O familie credincioasă și binecuvântată. Marcu n-a dus lipsă de nimic. Femeia aceasta își pune, își pune la dispoziție casa ei. Există și o posibilitate pe care am amintit-o cu ani în urmă când am studiat Evanghelia după Marcu. Și aș vrea să puneți, uh, Evelyn pune Marcu 14, 51. Marcu 14, 51. Unii spun că Domnul Iisus Hristos a, a avut cina chiar în casa Mariei. Este doar o posibilitate, o spun pentru că noi românii suntem curioși de felul nostru. Și că Marcu era familiarizat cu faptul că Domnul Iisus Hristos venea cu ucenicii lui în casa Mariei, în camera de sus. Și în Evanghelia după Marcu este singura Evanghelie în care ni se spune următorul lucru. Domnul Iisus Hristos este în Ghețiman și uitați ce spune acolo în Marcu. După el, după Domnul Iisus Hristos, mergea un tânăr care nu avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el. Vesetul 52. Dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Este, sunt două versete foarte ciudate, parcă n-ai vrea să le întâlnești într-o evanghelie, așa -i? Marco este singura evanghelie care are aceste două versete și majoritatea teologilor consideră că băiatul acesta tânăr, de fapt, a fost Marcu. El nu-și spune numele, dar este ca și un tablou, știți, pe fiecare tablou care este pictat undeva într-un colț are o semnătură a pictorului. Și mulți spun că aceste două versete sunt semnătura lui Marcu, spune, spunând, I was there as well. Nu se știe lucrul acesta, dar este posibil. Vă dați seama ce, ce binecuvântare pe, pe Marcu? Haideți să mai punctez câte una. Avea, avea, și rude consacrate în lucrare. Avea rude consacrate în lucrare. Um, Barnaba era vărul lui, și n-aș vrea să mai citesc din Coloseni 4 cu 10 o să-l citim, Barnaba era vărul lui Ioan Marcu, Barnaba era un om al lui Dumnezeu, Barnaba era un levit, Barnaba este implicat în lucrarea lui Dumnezeu și a avut marcul de la cine să învețe. Dacă ai rude, relatives, care sunt implicate în lucrare, mulțumește Domnului. Mulțumește Domnului că cineva a putut să te ia cu el în lucrare, a putut să privești la ei și să înveți de la ei. Apoi a avut parte de un părinte spiritual deosebit un părinte spiritual deosebit. Știți care era părintele spiritual deosebit? Este Petru. Uitați ce spune în 1 Petru 5 cu 13. Biserica aleasă care este în Babilon, spune Petru, Babilonul era probabil Roma, Babilon nu înseamnă Babilonul de atunci, ci este de fapt un, un cod pe care îl folosește Petru spunând că este în Babilon, în Roma, care era ca un Babilon, atâta păcate era acolo și spune, Biserica alea, să întâi Petru 5 cu 13, First Peter 5, 13, vă trimite sănătate, spune Petru, tot așa și Marcu, fiul meu. Marcu, fiul meu. Cu alte cuvinte, probabil că Marcu s-a convertit la predicarea lui Petru. Când Petru vizita casa Mariei, Petru predică Evanghelia și Marcu se convertește. De asta Petru îl numește Fiul meu. Este așa de important să ai niște uh, părinți spirituali deosebiți. Si, so, uh, pornabor, si, uh, Evelyn, ez uh, uh, părinte spiritual deosebit. Ok? Uh, aceasta este privilegiul deosebit al lui Marcu. Te vezi oarecum în acest, în acea, în, aici, pe acest slide? Eu mă văd, să știți. Eu mă văd. Am crescut într-o familie credincioasă, am fost o familie binecuvântată, n-am fost noi bogați, dar am avut ce ne trebuie. Am avut rude consacrate în lucrare, am avut părinte spiritual deosebit, nu renumit ca și, ca și Marco, dar am avut de la cine să învăț. Și mă gândesc că și tu, dacă vrei să te implici în lucrare, ai de la cine să înveți, dragul meu. Asta este privilegiul deosebit. A lui, a lui Marco. Haideți să mergem mai departe și să ne uităm puțin la slujirea entuziastă a lui Marcu. La slujirea entuziastă a lui Marcu. Marcu se întoarce la Domnul și Marco vrea să-l slujească Domnului. Următorul verset în care ni se amintește despre Marcu în Cartea Faptelor este Fapte 12 cu 25. Fapte 12 cu 25. Barnaba și Saul sunt trimiși de la Antioch, la Ierusalim, să ducă ajutoare. Și când se întorc de la Ierusalim la Antioch, spune Cuvântul lui Dumnezeu, Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu. S-a întâmplat ceva la Ierusalim. Acolo, după ce Marcu uh, s-a convertit, când Marcu este la dragostea din tâi, nu-i așa? Marcu se implică în lucrare, este plin de entuziasm, așa cum ar trebui să fie orice tânăr când se întoarce la Domnul și este atât de happy și vrea să se implice în lucrare și îl văd implicându-se în lucrare, în primul rând într-o biserică sănătoasă. Vine la biserica din Antioch. Dragul meu, dacă era o biserică în flăcări, o biserică sănătoasă, o biserică în care era revival, biserica din vremea aceea era biserica din Antioch. That was the church. Acolo vroiai să mergi să crești spiritual, acolo vroiai să mergi să slujești. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 131, 1 la 3, în biserica din Antioch, erau niște proroci și învățători. Iată, aveau și descoperirea Duhului, aveau și învățătură. Și ni se spune cine erau ei. Pe când slujeau Domnului și posteau Duhul Sfânt, a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care, care, care i-am chemat. Știm că biserica din Antioche era o biserică sănătoasă, o biserică matură. Asta a fost biserica în care Marco a slujit pentru prima dată și îl văd plin de bucurie, plin de entuziasm. Când um, Barnaba... Și cu Paul spune, cu Pavel îi spune, hei, hai să mergem, hai că te luăm și pe noi, pe tine la Antiohia. O, vreau să mă duc și eu în Antiohia, vreau să văd biserica aceea. Știți, ca și cum te duci undeva și vrei să vezi. Eu când am venit aici în America, am vrut să văd biserica lui David Jeremiah. Și nu m-am putut duce vreo șapte ani și m-am dus într-o duminică seara și spre dezamăgirea mea, David Jeremiah era plecat al la evangelizare. <gântu -i> și era un program de tineret, așa. Dar am văzut biserica cel puțin, nu? Într-o biserică sănătoasă, în al doilea rând, alături de doi titani ai credinței, alături de doi titani ai credinței slujește Marco, alături de Pavel și de Barnaba. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în, versetul 5, tot din fapte 13, A ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogele iudeilor, aveau de slujitor pe Ioan, aveau de slujitor pe Ioan, adică pe Ioan Marco. L-au luat ca și slujitor. Oare ce-o fi însemnat slujitor? O slujitor însemnat să slujești cu ce poți. Să ajut și tu la învățătură, să predici și aducea probabil și el acolo îndemnuri la, la rugăciune, predica, poate predica pentru tineri, cine știe, poate era un fel de youth pastor, I'm just, I'm just using my imagination, ok? Um, și omul acesta. A slujit alături de Pavel și Barnaba. Nu alături de Crinișor, alături de Pavel și Barnaba, dragi mei. Niște oameni de să niște titane ai credinței. Este foarte important să slujești în compania unor oameni de la care poți să-l vezi. Apoi îl vedem într -o misi... angajat într-o misiune de succes. Ajunge în Cipru, și acolo, în insula aceea, ei au predicat în sinagogi, și apoi ajung și predică la Sergius Paulus, nu? Și a văzut pentru prima dată, poate cu ochii lui, o minune. Care este minunea când Pavel îl confruntă pe vrăjitor, pe Elima și îi spune, fiul Dracului, de acum o să rămâi orb. Cine nu ar vrea să slujească în asemenea condiții? Doi dita credinței, vezi semne și minuni, uh, lucrarea merge înainte și noi îi spune, oricine, cum să nu, aș vrea să mă duc, I want to go to that church, vreau să mă duc cu oamenii ăștia, cu oameni deosebiți. Sau îi spune că totul merge bine, dar, dar, și acum ajungem la versetul 13 pe care l-am citit, haideți să ne uităm puțin la decizia ciudată a lui Marco. Decizia ciudată a lui Marco. S-a întors la Ierusalim. Decizia ciudată. De ce a plecat? De ce a plecat Marcu? Nu știm, Biblia nu ne spune. Uh, unii spun că s-a îmbolnăvit, să știți că nu s-a îmbolnăvit. Pentru că în fapte 15 cu 36, mergem puțin mai, mai încolo, când Pavel și cu Barnaba vor să plece în a doua călătorie misionară, Evelyn put Acts 15:36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Versetul 37. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marco. Auzi, hai să luăm și pe, pe Marcu, pe Ioan, Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Eu nu cred că Apostolul Pavel s-ar fi opus să-l ia pe Marcu dacă Marcu s-ar fi îmbolnăvit și din cauza bolii s-a dus acasă. De altfel, if you guys are reading NIV, New International Version, in New International Version they use a special word there. Pavel n-a vrut să ia pe cel care a dezertat din lucrare. A plecat acasă. Acum, Luca știa că noi suntem curioși, mai ales noi românii, și nu ne-a spus multe, a spus numai că a plecat acasă. Aș vrea să punctez câteva posibilități. De ce Marcu a plecat? În ceea ce îl privește pe el, sunt câteva posibilități, dar aceste patru posibilități pe care le punctez sunt, de fapt, realități pentru care tinerii, și nu numai tinerii, lucrătorii renunță la misiune. Sau so, they give up on their ministry. Sau so, haideți să ne uităm la fiecare din ele. Prima posibilitate este că n-a fost de acord cu viziunea. Prima posibilitate: că nu a fost de acord cu viziunea. Poate că atunci când au plecat, și nu numai poate, eu cred că este probabil, când au plecat din Antiochia, din biserica în care i-a trimis, știți că a fost o descoperire, a fost o prorocie. Duhul Domnului le-a spus doar să meargă în Cipru. Zice, Pavel și Barnaba, trimiși de Duhul Sfânt, s-au dus în Cipru. Eu nu cred că Duhul Sfânt le-a descoperit o hartă și le-a descoperit tot itinerarul pe unde să meargă, right away, la începutul misiunii. Cașa așa face Duhul lui Dumnezeu. Te conduce just one step at a time. So, Marco atunci când intră, când pornește la, la, în lucrarea aceasta, el știe că vor, vor pleca în Cipru. Apropo, în Cipru, cine era din Cipru? Barnaba. Marco era vărul lui Barnaba. În Cipru poate Marco avea și relativ, avea și rude. Lui Marco îi place. Păi cum să nu vă duc în Cipru? Păi, poate mai văd și rudele mele, nu? Păiți, este vorba aici de viziune și aș vrea să, să sprijinesc afirmația pe care am făcut-o, că Duhul lui Dumnezeu ne arată numai primul pas sau primii doi pași, dacă vreți, într-o lucrare. Uitați-vă în fapte 20 cu 22. În fapte 20 cu 22, Pavel este în Efes și vrea să plece din Efes la Ierusalim și toți prezbitere de acolo, pastorii îi spun, hei, nu pleca, nu pleca. Și uitați ce spune Pavel. Și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Nu știu. Numai atât mi-a spus Duhul, du-te în Ierusalim. Uitați-vă versetul 23, pune 23, Evelin. Numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate. Cu alte cuvinte, așa a fost călăuzit Apostolul Pavel din cetate în cetate. Marcu a fost de acord să meargă în Cipru. Dar Marcu, pentru că este plin de zel, este tânăr, la el unde e lege nu-i tocmeală, de a rules and regulations, Marcu spune, nu, no, eu nu mă mai duc de aici, din, din, din mai departe. Interesant că s-a dus din Cipru până pe, în Asia Mică, dar acolo când a ajuns în Asia Mică, a, re a renunțat. O altă fațetă a acestei viziuni era faptul că poate Marcu, fiind evreu, fiind încă tânăr, încă n-a acceptat viziunea pe care Pavel a avut-o și chemarea pe care Pavel a avut-o de a predica Evanghelia și celor dintre neamuri. Era încă prea tânăr ca să înțeleagă lucrul acesta. Acum aș vrea să fac aplicația la noi. Dacă este un cuvânt cu care tinerii ne iau la rost pe noi liderii, cuvântul ăsta este viziune. Frate Crinișor, care e viziunea bisericii? Cum vezi tu biserica peste cinci ani? O văd mai aproape de Domnul. Asta e viziunea. Viziunea este scrisă acolo în holul bisericii, avem o viziune. Dar de unde să știu eu ce se întâmplă peste 5 ani, peste 10 ani? Eu în mintea mea și în mintea liderilor există, domnule, vrem să fim tot mai mult ca și Hristos, pentru că asta este celul nostru ca și creștini, să ne asemănăm tot mai mult chipului lui Hristos. Dar, de fapt, câteodată tinerii vor, sau nu numai tinerii, exact ce se întâmplă, ce o să fie, nu știu, nu sunt Dumnezeu. Pentru anul ăsta trebuia să fim în misiune în România, am ajuns? N-am ajuns. Măcar că ne-am luat biletele, ne-am luat cu biletele în buzunar n-a mai ajuns. Viziunea, frații și soră, nu se schimbă. Viziunea se ajustează și, până la urmă, Dumnezeu este cel care poate să modifice viziunea noastră. Oricât de grozave am fi noi, oricât de pregătiți teologice am fi, oricât de multe clase de leadership am luat. Domnul schimbă, dar are grijă să ne schimbe și pe noi, ca să o acceptăm, să nu fim așa de refractari, așa de rigizi. Păi, domnule, eu nu m-am am zis că mă duc numai la evrei, și la noi, poate, noi, eu nu vreau. Eu numai la român vreau să evanghelizez, sau numai la american, sau. Hei! Domnul ne spune, Dumnezeu ne, ne călăuzește. N-a fost de acord cu viziunea. A doua posibilitate. N-a fost de acord cu conducerea echipei. N-a fost de acord cu conducerea echipei. Unde văd lucrul acesta? Uitați unde văd lucrul acesta. Prima parte a versetului 13 spune: Pavel și tovară și lui. Până acum, când Pavel și Barnaba erau amândoi, așa era formularea: Barnaba și Pavel. Barnaba era primul, pentru că dacă vă aduceți aminte, Barnaba l-a adus pe Pavel de la Tars ca să-l ajute. Barnaba a fost cel care l-a ajutat pe Pavel și l-a introdus la apostol și le-a spus, Hei, văd potențial în omul acesta. Barnaba era number one, era conducător, era liderul și Barnaba era vărul lui Marcu. Și Marcu, sigur că uitându-se la Barnaba și că Barnaba era cel care conducea, îi plăcea lui Marcu. Dar acum se schimbă. Ceva se întâmplă. Barnaba parcă face un pas înapoi sau Dumnezeu îi pune, îl pune pe, pe Pavel, oarecum cel care conducea echipa. Și poate că Marco renunță din cauza schimbării în leadership, din cauza liderului. Mai trebuie să vă mai spun că se renunță în biserice noastră la lucrare de multe ori din cauza liderilor sau a liderului. Da, se întâmplă. Nu numai la noi, nu numai la români, nu numai la americani, peste tot locul se întâmplă. Pentru că știți care e problema? Tot căutăm liderul ideal. Tot îl căutăm liderul ideal. Și-l auzim poate predicând pe internet, pe YouTube și grozav și zicem, mai ce extraordinar e omul ăsta. Sau mergem la o altă biserică, pentru că ăla e ideal, ăla e grozav, liderul ăla. Păstorul ăla este ideal, este cel mai grozav. Și tot căutându-l ne dăm seama că, de fapt, numai Isus este liderul ideal, așa e? Și toți ceilalți lideri suntem doar niște lideri reali, cu probleme reale, suntem oameni, suntem oameni cu lacune, numai Domnul Iisus Hristos este liderul ideal, dar dacă ar fi între noi, în carne și oase, nici de El nu ne-ar place, de Domnul Iisus Hristos, să știți. Dar cum să nu-ți placă de Domnul Iisus Hristos, frate, că El e perfect. Le-au plăcut oamenilor de Domnul Iisus Hristos când a fost pe pământ? Nu. I-am găsit noi ceva și Lui, să știți. Nu ne-ar place cum lucrează, nu ne-ar place că nu sunt de acord cu ce, sunt, cu ce vrem noi. Liderul ideal, frați și surori, nu există, pentru că a murit acum 2000 de ani. A fost răstignit și acum este în cer. Altul nu există. Și vreau să spun, liderul ideal nici nu rezistă. L-au crucificat. Liderul ideal nu există și nu rezistă. N-a fost de acord cu conducerea echipei. Probabil și asta a fost. O a treilea posibilitate este că n-a fost gata să plătească prețul. Și mă gândesc că asta ar fi poate cea mai plauzibilă. Din Perga spre Pisidia trebuia să treacă printre niște munți abrupți, un teritoriu deosebit de greu de parcurs și pe deasupra bântuit de tâlhari. Munții Taurus, care au o înălțime de aproape 12.000 de fiți. Nu înseamnă că Pavel a trebuit să urce 12.000 de fiți, dar vă dați seama cam cum a fost drumul din Perga la Antiochia din Pisidia. Cred că am un, am un, slide. Would you go on the next slide, please? Uh, tot pentru cei curioși, Pavel pleacă din, de aici, din Perga, la Antioch și trebuia să treacă munții pe aici. Uitați-vă, este sudul Galatiei, the south, southern part of Galatia. Și unii comentatori cred că Pavel, aici, când a ajuns la Perga, s-a îmbolnăvit. Nu înseamnă că eu cred lucrul acesta, dar vreau să spun. Pentru că atunci când le scrie Galateni, le spune următorul lucru: Galateni 4 cu 12. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Din potrivă. Știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Cu alte cuvinte, întâia dată când Pavel intră în teritoriul Galatiei, este acum. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Cam ce credeți că era aia? Nu prea te puteai uita la Pavel că arăta rău. Poate boala și-a pus amprenta pe el. Din potrivă, m a primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însăși Hristos Isus. Poate Pavel s-a îmbolnăvit atunci și Marcu s-a speriat. Există un preț pe care trebuie să-l plătești atunci când te implici în lucrare, în oricare lucrare, full-time ministry sau orice lucrare, chiar și voluntar la Sunday School, există un preț. Există prețul de a nemulțumi oamenii, există prețul de a te trezi mai de, de dimineață cu o oră, două ca să vii, există prețul dacă slujești aici ca și worship team uh, uh, member, trebuie să vii să faci și repetiții, există un preț. Și Domnul Iisus Hristos știți în Luca 9 când spunea cine pune mâna pe coarnele plugului trebuie să nu se mai uite înapoi, trebuie să știe să plătească prețul. Poate că Marco n-a vrut să plătească prețul, e posibil lucrul acesta. The price was too high for Și apoi, nu în ultimul rând, a patruia posibilitate pentru care Marcu a poate a renunțat la lucrare este că n-a avut o chemare specifică. N-a avut o chemare specifică. Uitați-vă puțin la, mergem înapoi la fapte 13 cu 2, pe când slujeau Domnului, mergem înapoi la început, în Antiohia, când au fost trimiși în lucrare. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Hm. Duhul Domnului nu spune, puneți-mi deoparte pe Barnaba, pe Saul și pe Ioan Marcu pentru lucrarea la care i-am chemat. Și dacă mergem mai departe, versetul 3, versetul 4, versetul 5, ajungi la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogele Ioadeilor, aveau slujitor pe Ioan. Îl vedem pe Ioan Marcu mergând cu ei. Dar despre Marcu nu ni se spune că a avut chemarea specifică pentru lucrarea aceasta. Nu vreau să spun că Marcu nu a avut chemarea la nicio lucrare, să știți că a avut și o să punctez imediat. Dar n-a avut o chemare specifică pentru lucrarea aceasta. Și, vedeți, doi bărbați au fost chemați, trei bărbați pleacă la, la slujbă. Chemarea este deosebit de importantă. Pentru că chemarea, această chemare din partea Domnului, te ține atunci când totul parcă merge pe dos. Când lucrarea nu merge așa cum vrei tu, când sunt dezamăgiri în lucrare. Ceea ce te ține în picioare, ceea ce mă ține în picioare este chemarea. Atunci când nu mai poți, când îți vine să renunți, ceea ce te ține în picioare este chemarea lui Dumnezeu, faptul că ai o chemare. Știi că Dumnezeu te-a chemat la lucrarea aceasta. Pentru că dacă nu ești chemat, dacă slujești fără chemare, în loc să provoci bucurie, provoci supărare. Și Marcu pleacă și nici măcar nu pleacă la biserica de unde a plecat, ci pleacă direct acasă. Îl văd pe Marcu supărat, Marcu e necăjit. Nici nu mai merge înapoi la biserică, se duce direct acasă. Și dacă n-ai chemare, te chinui și tu, îi chinui și pe cei care vrei să le slujești. N-ai o atitudine bună. Prima dată vine supărarea, după aia vine separarea. Și poate că așa a făcut și Marco, prima dată s-a supărat și apoi s-a separat. Și a plecat acasă. De aceea trebuie să fii absolut sigur de chemarea pe care o ai. Mai ales dacă faci o decizie de a intra full-time în in ministry. You gotta have a calling, otherwise... Nu, nu sta acolo, nu intra în lucrare. Spunea cineva, chemarea trebuie să auzi de la Domnul, vine de la Domnul și trebuie să vibreze în fiecare fibră a ființei tale. În fiecare fibră a ființei tale. Și mai spunea cineva altceva, dacă tu crezi, de exemplu vrei să fii pastor, și dacă ajungi pasă sau vrei să fii predicator și poți să faci o altă lucrare mult mai bine decât a fi predicator, înseamnă că nu ești chemat să fii predicator. Ești chemat să faci altceva. Pentru că atunci când ai o chemare, nu mai poți să faci nimic altceva mai bine decât ceea ce la care ai fost chemat. Și haideți în foarte scurte cuvinte să vedem restaurarea finală a lui Marcu. Marcu a plecat acasă, dar n-a rămas acasă vreau să spun, dragul meu, dacă cumva ai plecat acasă, dacă cumva ai renunțat la lucrare, nu rămâne acasă. Pentru că Marco n-a rămas acasă. Cred că Marco și-a învățat lecția. Și Marco a fost re restaurat. He was reinstate, uh, reinstated. Uh, în Coloseni 4,10, îl vedem pe Apostolul Pavel spunând următorul lucru. Aristar, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba. Și uitați ce spune despre Marcu, știind că oamenii cunosc că Marcu a părăsit lucrarea, cu privire la care, auziți cât despre Marcu, ați primit porunci dacă vine la voi să-l primiți bine. Cu alte cuvinte, nu mai judecați după ce a făcut el acum mai bine de 10 ani de zile, pentru că noi ne-am rezolvat problema. Noi am rezolvat-o. Nu știu când, Biblia nu ne spune, dar Pavel și cu Marcu și-au rezolvat problema. Pavel a fost supărat pe Marcu, pentru că Pavel probabil a fost omul acela dintr-o bucată. Barnab a fost omul care, ei, hey, exact ce a trebuit și lui Pavel odată, l-a luat așa pe după Umer și... Hai că, hai să o rezolvăm problema. Pavel scrie probabil din Roma celor din Colose și le trimite salutări de la Marco. Înseamnă că Marco era acolo. Probabil Marco era deja cu Petru în lucrare pentru că știm din istoria bisericii că Petru l-a luat pe Marco și Petru fiind pescar probabil nu știa latina și Marco este cel care traduce, îl traduce pe Petru așa ne spune istoria bisericii îl traduce pe Petru în, în Roma și acolo îl vizitează pe Pavel. Apoi în ultimele săptămâni sau luni din viața lui Pavel, Pavel în 2 Timotei 4 cu 11 spune următorul lucru. Nu mai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adul cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Let's, let's display this, 2 Timothy 4, 11. Nu mai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adul cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pavel, în a doua călătorie misionară n-ai mai vrut să-l iei, da. Am fost poate puțin cam aspru cu el. Dar între timp mi-am învățat și eu lecția și am învățat și Marcu lecția. Și acum vreau să vin aici pentru că mi este de folos pentru slujbă. Văd în el potențial. Și acum în concluzie. În concluzie. Pentru noi, pentru tine, Marcu, din secolul 21, Marcu, de aici, de la Agape sau de oriunde ai fi, Aș vrea să mai punctez câteva lucruri, doar le punctez și închei. Okay. Nu te avânta într-o lucrare dacă nu ai chemare de la Domnul. Dacă nu ești chemat de Domnul în lucrarea aceea, nu te avânta. Îți faci rău ție, faci rău și celorlalți și lucrarea nu va propăși. Un al doilea lucru. Nu lua decizii majore cu ușurință. Nu fi chiar așa de catendrai. în Nu lua decizii majore cu ușurință. Așteaptă. Nu lua niciodată o decizie atunci când ești mânios, nervos, supărat. Liniștește-te, culav. Cool Învață să respecti liderii, este o altă concluzie. Chiar dacă uneori nu ești de acord cu ei, au experiență în lucrare. Au trecut pe unde ai trecut și tu. Numărul 4. Nu lăsa ca greșelile trecutului să-ți definească viitorul. Nu înseamnă că dacă you failed 10 years ago, you cannot go back, you cannot come back. Eu mă uit înapoi în viața mea și văd și eu că am avut greșeli chiar în lucrare. Și iată că încă mai sunt în lucrare. Încă. Dumnezeu știe cât. Toți am făcut greșeli în viață, atât în viață cât și în lucrare. Un alt lucru, niciodată nu e prea târziu ca să te reconectezi cu cineva pe care l-ai dezamăgit. Niciodată nu e prea târziu ca să te reconectezi cu cineva pe care l-ai dezamăgit. Marcus a reconectat cu Pavel. So it's not too late. Și ultimul lucru, asta e pentru Pavel, asta e pentru mine și pentru frații lideri. Niciodată nu e prea târziu ca să ierți pe cineva care te-a dezamăgit. Niciodată nu e prea târziu ca să ierți pe cineva care te-a dezamăgit. Mai ales dacă e tânăr. N-are experiență, n-a trecut pe unde ai trecut și tu. Și poate că odată și noi am avut nevoie exact de același tratament. Să fim iertați, să fim acceptați și apoi să fim integrați din nou în lucrarea Domnului. Marco, dragă, nu știu care e situația ta, dacă ești în Cipru, dacă ești cu corabia înspre Pisidia, aș vrea să spun doar un singur lucru. Nu... Renunța. Domnul nostru merită să dai totul, să dai tinereția ta, să pui toate darurile care el ți le-a dat în slujba lui și Dumnezeu să te ajute la aceasta. Amin.